Gădinița și în noaptea asta eu și tata o să scriu scrisoarea pentru Moș Crăciun. Da, da, o să-i scriem scrisoarea aia. Azi a fost prima zi de grădia lui Edi după mult timp de stat acasă, da. Deși mai are de stat cu mânuța de protecție, dar... Da. Suntem pe drumul cel bun. Și acum îi scriem scrisoare, da. Și îi spunem ce îi faci listă, cu ce-ți dorești. Da? Și o să vedem ce poate moșul să ne aducă, ce crede moșul că da, e... Da, eu vreau zi. Da, ai fost cu minte? Da! Ai ascultat de mami și de tati? Da! Oare copiii ascultă de mami și de tati? Care copii? Copiii care se uită la noi! Sperăm că și ei ascultă de mami și de tati, da. Al lor, și o să primească și ei cadouri. Da. Ceea ce își doresc. Să scriu. Așa. Tu o să scrii pe pagina, prima pagină, o să scrii dragă Moș Crăciun. Da. Așa. Cu D. Da. Scrie D. Aici. D. R. Nu, ăla-i D. Acum îl faci pe R. A. G. A. Așa, alt cuvânt acum o să scriem. M. Da, mai îl lasă un pic de. Okay. Lasă-l așa. M. O. Ș. Ș. Da. Ș. Da. Ok, și acum scrie de aici. C. R. E. E. Da. E. C. I. I, da. U. Cine? Bravo! Yay! Ia să arătăm, am scris? Da, dragă Moș Crăciun! Ok, mai departe. De aici scrii. Ce-mi doresc? Păi aici eu am scris, am făcut o altă pagină pe care voi scrie eu lista cu dorințe. Eduard va enumera ce anume își dorește, iar eu le voi scrie. După care... Eu! După care, da, o să zici ce lucruri îți dorești. După care, Eduard o să continue pe prima pagină, cum că, dragă Moș Crăciun, îmi doresc, dacă se poate, să-mi aduci ceva din lista pe care o atașez scrisoricii mele. Așa. Dar acum trebuie să notăm ce anume îți dorești tu pentru să-ți aducă Moș Crăciun. Ok, și începem cu primul lucru care ți-l dorești. Ia. Zinx. Ok, poliția. Zinx. Vrei stația de poliție de la super, cu Super Zinx, da? Da. Din seria? 5. Din seria 5. Ok, tata scrie aici, uite. Stația. De poliție, Super Zinx. De poliție. Super Zinx, seria 5. Ok, Super Zinx. Zinx. Seria 5. Seria... 5. Ok, următorul lucru. Paw Patrol. Ce Paw Patrol? Ce-ți dorești de la Paw Patrol? Camionul și Rider. Camionul și Rider? Da. Ok, bun. Camionul ăla care îi cară pe toți cățelușii, nu? Da. Sau care e camionul? Cățelușii. Că ăla era mami care își îl dorea el, camionul cu cățeluși? Și putem să mai scriu. Da? Ok. Ia să... Păi hai să-l scriu pe ăsta, ok? Da, scriu camionul... După mai îmi scriu un camion. Camionul... Așa. Paw Patrol. Sau patrula cățelușilor. Rider. Curu. Rider. Da, ăla cu cățelușul. Care cu cățelușul? Robodac. Robodac. Și uite, e... mai avem o mașină în camion. Ia spune, ce camion? Camionul unde se duce la
undeva care este la Sweetie. Camionul ăla. Nu știu care. Dar știu că îți mai doreai la Lego rulota aia de la Lego. Mai ții minte? Rulota aia care se meargă la parc. Uite, vă duce cu liftul și stați acolo și hai, uite să vă zic cine trebuie să meargă cu camionul lui Robodac, care deschide asta și vine mașina. Ok, deci cum se cheamă asta? Camionul cu Robodac? Da. Da? Ok, hai că o scriem da, aici. Să fie ăla cu, unde este cu Sweetie. Sweetie. Ok, cu Robodac. Unde este? Și de... Sweetie, nu? Sweetie. Și Sweetie. Sweetie o vreau. Sweetie o vreau. Ok. Apoi, știu că îți doreai rulota de la Lego. Da. Știi, ai autorulota de la Lego da, care vreau, o vrei? Schil. Așa, scriem aici. Autorulota. Rulota. Din Lego City. Din Lego City. Tu le-ai spus copiilor că tu ești mare fan Lego City? Da. Așa. Vreți să vă zic numărul de la rulotă? L-ai găsit pe internet? Da, nu. Ok, hai spune ce număr are. 60 da. 283. Da, 283. Îi dăm toate detaliile lui Moș Crăciun, să fie foarte ușor să găsească cadourile potrivite pentru tine. Apoi, ce mai vroiai tu să primești? Știu că îți mai doreai tot de la Lego, ce? De la... Gunoiera Charlie. Gunoiera Charlie, nu? Da, știu da. Că îți doreai o stație de... Dar Gunoiera Charlie nu e în și... stația cu pompieri? Nu, este aia cu gunoiul. Da, e aia cu gunoiul, dar nu e în aia cu pompieri? Dar nu este un Lego știu că ziceai cu gunoiera. Stația de pompieri cu un elicopter și cu un cățel white. Și adungi pe aici, Black. Cine e asta care... Cățelul ăla white. Cățelul ăla white are dungi da. Black? Da, dar știu că era o stație de pompieri de la Lego care mi-o arătai tu. Care? Era una, o stație de pompieri cu mașina de pompieri aia. Nu, aia nu ți-o mai dorești? Ba da, care, trăgea cu, care trăgea cu apă, știi? Și cu elicopter asta. Așa? Nu asta? Nu ți-o da, luai pe asta așa? Ok. Bă, dau și numărul? Cum îi spune? Stație de pompieri, stație... Din Lego City. De pompieri. Și o vreau și pe... 60 Lego cu toți City. Cu mulți 60 320 320 ce altceva îți wow, mai dorești? Oare 540 de piese. Câte piese are? 540, în fine, deși el a făcut și cu mai multe piese. Și uite, am doresc ăla cu gunoiul așa. Da, da, și că ăsta și că pa. Să zic ceva? Da. Știi că Lego ăsta o are pe Freya? Frey McCloud. Da, da. Care zice... Dar stai puțin. Cacao, fie bine. Dar stai puțin da, să vă zic. Da. Uite, o mai vrea pe șala. E o cutie mare. Și are... Câte pune, mă? Nu știu aia, nu știu. Nu știu care e aia. Este că o spălătorie care merge o mașină mică. Da. Și spală mașina. Ok. Ăla. Bun. Deci e spălătorie? Da. Tot Lego, nu? Da, Lego. Și am văzut băcănie, casă de familie. Lego City. Ok. Ar mai fi altceva care ți-ai mai dori? Mami, mai ții minte să mai fi menționat altceva că îți dorești? Da, știu! Spune. Spune să audă și copiii. Ce dorințe ai tu de Crăciun? O cutie mare care este împachetată și este cu... Cu? 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 Da. Un cadou interesant. Ok. Vrei și o surpriză, să înțeleg, pe lângă toate astea? Vrei să-ți facă Moș Crăciun o surpriză, un cadou da. Surpriză? Cadou. Pe care... Te surprindă cu ceva, nu? Ok. O să-i scriem aici dar pe... Dar nu știe ce. Nu știe ce. Ok. Îi scriem aici să facă Moș Crăciun cadou surpriză. Geleu, gata! Surpriză. La alegere. Da. În funcție de câte cuvinte a fost Eduard tot anul ăsta. Ok? Cred că aici ce ziceți copii? Am dreptate că normal fiecare copil trebuie să primească un cadou de la Moș Crăciun în funcție de câte cuvinte a fost tot anul cumulat.
Cred că aici ai să ieși în dezavantaj. Și un globuleț cu da. Eddie. Acest globuleț cu fotografia lui Eddie. Da, lasă-l aici ca să se vadă. Ok. Na, așa. Deci, cadou surpriză la alegere în funcție de cât... Sunt cuminte. De cuminte. A fost Eddie. Tot anul. 2022. Wow, abia aștept să văd cadoul ăsta, mami, eu sunt foarte curios. Din dacă câte știu... primești o nuielușă, surpriză! Să sperăm că nu, mai, încă mai avem timp să îndreptăm fim cuminți, toate să greșelile. Facem fapte bune și să ne îndreptăm greșelile pe care le-am mai făcut anul ăsta. Corect? Da. Ok. Bun, copii, dacă voi aveți... nu știu, alte păreri despre ce tipuri de cadouri ar trebui să primească un copil de 5 ani, cum este Eddie. Dacă aveți idee de ce surpriză ar trebui să primească copiii care au fost cuminți, care au fost mai puțin cuminți, dacă aveți orice alte idei, puteți să ne transmiteți în comentariile de pe canalul nostru. Dacă aveți alte idei de alte filmulețe sau alte ce v-ați dori să vedeți, să vedeți de la noi, puteți să adăugați în comentarii. Dacă vă plac filmulețele noastre, puteți să adăugați în comentarii. Da. Noi vă așteptăm să dați subscribe la pagina noastră, să dați like la filmulețele noastre. Da. Noi o să încercăm să mai punem și alte filmulețe cu diverite challenge-uri, diferite primit. Jocuri care le avem, puteți să vă prezentăm diferite jucării lui Edward, în cazul în care doriți. Da, și vă așteptăm, pentru că în perioada asta, acum, înainte de Crăciun, o să mai punem filmulețe legate de Crăciun, de spiritul Crăciunului, de ce ne place nouă să facem de Crăciun. Vă așteptăm pe pagina Aventurile lui Eddie, dați-ne like și subscribe. Da. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și o să punem o poză cu scrisoarea în, să zic așa, în forma ei finală, înainte să o punem în plic și să-i o trimitem lui Moș Crăciun. Vă pupăm! Da. Eu vreau să știu dacă copiii știu adresa lui Moș Crăciun. Noi știm o adresa lui Moș Crăciun, dar dacă voi știți adresa lui Moș Crăciun, puneți-o, că s-ar putea să nu știm pe cea bună. Da, spune-le. Moș Crăciun nu răspunde la telefon. Așa e. Am încercat să-l sunăm și nu reușim să-l prindem la telefon. Dacă aveți un alt număr de telefon, dați-ne comentarii cu numărul lui de telefon să încercăm să-l sunăm și pe alt număr. Noi avem un singur număr, cred că e cam vechi și-o fi schimbat cartela, cine știe. Așa, nu reușim să-l prindem Moș Crăciun. Telefon de Moș Crăciun. Bineînțeles că are telefon de Moș Crăciun. E normal să aibă un telefon de Moș Crăciun. Da. Așa. Lăsați-ne un coment cu numărul Moș Crăciun. Vă așteptăm și lucrul ăsta, sigur. Și nu uitați să-i scrieți moșului, da, să da, fiți cu minți. Da, foarte important și da, să fiți cu minți. Da, like și subscribe la Aventurile lui Eddie. Da. Știți să te like-ul meu?